Suntem într-o mică podgorie de la Corcova, una dintre zonele viticole de calitate ale Mehedințiului. 10 culegători dau de zor la recoltat pentru că sunt puțini, forța de muncă este dificil de găsit, iar strugurii s-au copt și trebuie puși repede la zdrobit și fermentat pentru ca nivelul de zahăr să fie optim. Din punct de vedere al producției, anul e slab, dar la calitatea strugurilor lucrurile stau bine. Cum e producția anul acesta? E bunicică! Strugurii sunt buni? Sunt! Foarte buni! Foarte bun, i-am mai dat bruma asta primăvară, dar toți sunt, uite. Ne place să muncim acasă, gospodărie, aici muncim când ne e drag, luăm și bani. E un venit bun pentru dumneavoastră? Bunicel, da. Nu e ca cum a fost în anii dinainte, e, oricum, e mai slăbuț. Mai slăbuță ca... În anii trecuți? Da. Ce s-a întâmplat? Păi bruma... Seceta, da. Noi negri sunt mai buni, ne-a ajutat soarele, că a fost foarte cald în vara asta și ne-a ajutat. Calitatea e bună, cred că iasă 6-7 tone la hectar. Lăsăm culegătorii și mergem în cramă, unde îl găsim pe proprietar care ceruiește câteva sticle dintr-un vin dedicat lui Constantin Brâncuș. Este o metodă veche și tradițională, care dă un farmec aparte sticlei. Însă mare atenție trebuie acordată și vinului de anul acesta. O parte, adică un vin special, e în butoaie de stejar, în care mustul e amestecat zilnic. Imediat facem și o degustare ca să aflăm calitățile unui soi de vin aparte anul acesta. Aici este un vin special al pe care îl facem direct din butoaie de stejar, stejar românesc. Deci acum a fermentat în butoaie de stejar și după aia, în fiecare zi, amestecăm drojdia pe care s-a depus pe fundul butoiului, pentru a extrage manoproteine din pielița lor și să fie vinul mai catifelat. Aici luăm o probă dintr-o cisternă de Sira, deci Sira 2024, care va fi un rosé. Cum puteți vedea, are o culoare foarte deschisă și așa am vrut, adică să fie ca un rosé de Côte de Provence. Sira s-a comportat foarte bine anul ăsta, chiar un soi puternic și frumos și o să aibă niște arome, și deja are niște arome superbe. Proprietarul podgoriei, un francez stabilit de mulți ani în România, și-a propus să vândă nu doar un vin bun, ci și o poveste frumoasă. În ce privește calitatea vinurilor, el spune că, deși are o producție mică, vorbim de un vin de calitate. A fost un an foarte atipic, deci am început cu un ingheț de primăvară, care câteva parcele au pierdut o grămadă de struguri, și după, cum știți, canicula, seceta, care a durat extrem de mult și niște temperaturi, adică extrem de mari. Dar la final, bineînțeles, că asta ne-a ajutat pentru că strugurii sunt bine copți. Am putut culege pentru alb destul de vreme să nu avem zahăr prea mult în struguri. Și acum suntem la roșu, în curând o să începem cu roșu și o să terminăm destul de devreme. Adică am început devreme, terminăm devreme. Vinurile din podgoria mehedințeană i-au convins nu doar pe cunoscătorii din țară, ci sunt apreciate și pe piețele din Franța și mai nou din Germania și Italia.